Infracționalitatea în mediul rural a crescut îngrijorător în ultima perioadă și oricât de mult s-a încercat reducerea efectelor negative produse în urma deciziilor de restructurare la nivelul ministerului, aceștia și-au spus cuvântul. Numărul tot mai mic de polițiști, economia de carburant și logistica precară în unele cazuri au avut drept rezultat localități lăsate pradă infractorilor. Astfel că decizia șefului IPJ de a reorganiza poliția rurală nu poate decât să ne bucure. De la 1 septembrie se va aplica un nou concept de ordine publică în mediul rural. Voi face o conferință de presă la care o invit pe doamna prefect și sunt convins că va participa, să vă explicăm cum vor fi organizate posturile de poliție și secțiile de poliție în mediul rural. Fac decât o singură mențiune, nu va mai exista localitate fără post de poliție și fără minim 3 lucrători de poliție. Secțiile vor rămâne, dar ele vor coordona activitatea posturilor de poliție. De asemenea, împreună cu doamna prefect și cu autoritatea de ordine publică, vom stabili și vom analiza, după o analiză temeinică, dacă actualmentele sedii ale secțiilor de poliție sunt amplasate în localitățile unde se impunea acest lucru. În prezent, în județul Giurgiu există 51 de posturi de poliție rurală și 8 secții.